Este oficială, juniorii de la Clubul Sportiv Școlar Drobeta Turnu Severin vor evolua din această toamnă pe un teren din Severin, după ce în ultimii ani au disputat jocurile considerate acasă la Șimian, Orșova și Vânjumare. Cele două grupe de fotbaliști, pregătite de profesorii Marian Brihac și Daniel Ispas, au primit aprobare pentru a juca pe stadionul Termo. Arena de la Autogara a găzduit sezonul precedent meciurile grupelor de juniori de la CS Turnu Severin, dar și antrenamentele echipei mari. Cum în această vară fosta primivizionară a fost desființată, cei care au în administrare baza sportivă au răspuns afirmativ la solicitarea prin care CSS Drobeta cerea găzduire. Prioritar pentru noi, vă dați seama că este, a fost pregătirea fizică în această perioadă și, în al doilea rând, rezolvarea unor probleme organizatorice. Și pe această cale țin să mulțumesc domnului lider de sindicat Adi Tărase de la Romac și conducerii Romacului, care a dat dovadă de înțelegere și am parafat un protocol cu noi și prin care ne lasă să ne desfășurăm jocurile oficiale pe stadionul Termo, care este un stadion foarte, foarte bun. Datorită faptului că s-a rezolvat și această problemă, dar și pentru faptul că CSS Drobeta Turnu Severin a rămas singura echipă de junior republican din Mehedinți, antrenorul Marian Brihac speră să obțină rezultate notabile în noul sezon competițional pentru a nu înșela așteptările celor care le sprijină. Avem de săptămâna viitoare câteva jocuri amicale de susținut în compania colegilor de serie din județele limitrofe, Târgu Jiu, Caransebeș și Lugoș, și sperăm ca la 31 august, când se dă startul campionatului republican de junior, să fim într-o formă sportivă foarte bună și să nu dezamăgim publicul spectator pe care o să-l așteptăm la stadionul Termo, pentru că până acum ne desfășuram activitatea la Vânjumare și condițiile de deplasare, vă dați seama, 35 de kilometri până la Vânjumare și înapoi nu prea avea posibilitate spectatorii să vină, în special prietenii și părinți copilor. Acum sperăm să fie un număr mai mare, să ne susțină și noi, printr-o evoluție bună, să le satisfacem părintele lor. Și la finalul campionatului, să fim într-unul din primele patru locuri, iar tinerele noastre talente, jucătorii de valoare, de ce nu la anul să formeze o echipă în orașul Drobeta Turnu Severin, o echipă într-un eșalon superior. Sezonul trecut, CSS s-a clasat pe locul al cincilea în grupele campionatului național rezervat juniorilor republicani A. Campionatul este programat să înceapă pe 31 august. Universitatea Craiova a continuat periplul prin orașele din regiune. Echipa Fanion a Olteniei a disputat vineri pe stadionul municipal din Motru a treia partidă de verificare în compania echipei din localitate CS Minerul. Băieții pregătiți de Nicolo Napoli au remizat în revanșa acordată motrenilor, scor 1-1, după ce sâmbăta trecută îi depășiseră pe municipalul severinean cu 2-1. Gazdele au deschis scorul în minutul 30 prin Rada, care a executat perfect o lovitură liberă de la aproximativ 25 de metri. Albaștrii au restabilit egalitatea în minutul 77 prin Ahoa, după o fază prelungită de atac. Nicolo Napoli a început meciul de la Motru în următoarea formulă: Hotoboc, Mitic, Kostic, AK, Bușu, Săceanu capitan, Mirzeanu, Goge, Jackie Nicolae, Jaxic și Bălan. La pauză, antrenorul italian a făcut mai multe schimbări: Cruceru, Frăsineanu, Stoianov, Ahoa și în poartă a intrat nou venitul Magioni. Următorul meci al trupei lui Nicolo Napoli va fi duminică la Turceni, o localitate aflată la 50 de km de Craiova, oltenii urmând să întâlnească echipa de Liga a 3-a, Știința, de la ora 18:30. Universitatea mai are programat săptămâna viitoare un amical cu FC Podari și un altul cu o formație de Liga Secundă, apoi oltenii vor asuda într-un cantonament în Austria.